Ucraina, din păcate, trăiește momente cumplite de câteva luni de zile, două, trei luni de când au trecut de la invazia rusă în Ucraina. Pare că Vladimir Putin ar da înapoi. Dumneavoastră cum vedeți? S-au încercat tot felul de negocieri, nu s-a ajuns la nicio concluzie, însă se pare că armata rusă face un pas înapoi sau se pregătește poate pentru un alt punct? Cum vedeți dumneavoastră? Sigur că urmăresc, ca și dumneavoastră, ca și restul cetățenilor din România, cu îngrijorare evoluția războiului din Ucraina. Am să mulțumesc și pe această cale românilor pentru felul în care au reacționat și felul în care au pus România din nou pe hartă. Au dus România în centrul atenției marilor puteri internaționale, prin felul în care au știut să primească în casele lor refugiații din Ucraina. E un lucru pe care l-am simțit și mi l-au spus în mod direct autoritățile de vârf din Statele Unite ale Americii, dar și din Europa. Și pe calea aceasta, eu sincer, asta vreau să le transmit mereu și o spun de câte ori am ocazia, mulțumesc. Cred că este important gestul făcut de fiecare dintre români și faptul că de data aceasta reacția a fost uimitoare pentru toate țările din jurul nostru și spune foarte multe lucruri despre noi ca și nație, ca și oameni care suntem deschiși, primitori și care empatizăm foarte mult cu necazul altuia. Lucru pe care desigur ni-l dorim ca și alții să înțeleagă la fel de bine nevoile pe care le are România în acest moment în care suntem pe o frontieră de conflict. Și mă uitam pe un subiect, spre exemplu, care este larg dezbătut. Plătim și ne împrumutăm la datorii foarte mari, la dobânzi foarte mari. De ce se întâmplă lucrurile acestea? Și mă uitam, spre exemplu, la toate statele care au graniță comună cu Ucraina și am constatat că deja sunt în aceeași situație ca și România. Noi suntem încă în vârf, dar și ceilalți sunt acolo deja și vorbesc despre Ungaria și Polonia care se împrumută la peste 7% și diferența între România și Polonia-Ungaria a scăzut foarte mult. În același timp, celelalte state care aveau dobânzi foarte mai mici ca în România, se împrumută, viteza de creștere este enormă. Bulgaria cred că are 400%, Slovacia cred că are 700%, de pe o lună pe alta viteză de creștere a împrumuturilor. Ce înseamnă asta? Înseamnă că toată zona noastră, pentru că este în apropierea unui conflict, este catalogată ca o zonă de risc pentru principalii finanțatori. Și atunci am fost săptămâna aceasta în Parlamentul European, am vorbit cu vicepreședinta Comisiei de Buget, spunându-i lucrul acesta, că solidaritatea europeană ar trebui să se manifeste uitându-se la problemele pe care le au toate statele care au graniță comună cu zona de conflict. Pentru că nu este normal, poate, să plătim dobânzi atât de mari pentru un conflict care se află în proximitatea granițelor noastre, cu atât mai mult cu cât toate aceste state fac și acest efort de a primi refugiații, care înseamnă costuri. Corect. Și atunci a spus că este foarte interesantă chestiunea asta, că nu se uitaseră până acum din această perspectivă și am dat exemplu PNRR, am dat exemplu faptului că există împrumuturi la nivelul Uniunii Europene care vin pentru toate statele membre în timpul pandemiei, când a fost exprimată această solidaritate europeană și am sugerat că ar putea să fie o astfel de metodă găsită și pentru perioada de conflict. Este un subiect pe care trebuie să-l ducem, să-l discutăm în acea normalitate de care vorbeam.